la care spunem doar și versuri albe în părul meu va scrie și riduri care dor. Ianuarie 2009. La Cahul, la Palatul de Cultură, este invitat interpretul român Fuego să cânte melodii pe versurile poetului Grigore Vieru. Astfel s-au gândit cahulenii să marcheze ziua de naștere a lui Mihai Eminescu. Așezat în primul rând, poetul Grigore Vieru urmărește cu mândrie evoluția lui Fuego. Meditează. Ca de obicei, caută metafore. Majoritatea versurilor pe care vi le recit sunt scrise de marele poet al Basarabiei și, de ce nu, poetul românilor, maestru Grigore Vieru. Astăzi prezent în sala unde sunteți mai înțeleg. Puțin cam trist, dar toate problemele trec atunci când știți că lumea vă iubește. Maestre, astăzi nu degeaba am venit la Cahul, când sărbătorim și pe Marele Eminescu. Marele Eminescu, dumneavoastră sunteți al doilea Eminescu, așa mi s-a spus la emisiune, și când v-a întrebat o doamnă dragă sufletului nostru, un scriitor de la Constanța, dumneavoastră a spus: nu sunt un al doilea Eminescu, sunt o lacrimă de-a lui Eminescu, dar contează și asta în zilele noastre. Toate florile, maestre, și le duceți acasă la doamna Raisa să le puneți în vază astăzi, bine? Și ocupați din partea noastră. Mai bine, doamna, trebuie să... Am să ajung atunci, poate, la mijlocul ei aproape, ci să nu închideți cartea ca pe recele împreoape, să o lăsați așa, deschisă, ca băiatul meu, ori fata,
să citească mai departe ce n-a reușit nici tata. Iar de n-au să auză de înșii al străvechii slove bucium, așezați-vă ca pernă cu toți codrii ei în bucium. Cu acest legământ, Grigore Vieru a salutat spectatorii din Cahul, scris pe când avea 29 de ani, l-a însoțit până în ultima clipă. Poetul din Galați, Viorel Dinescu, revine cu tristețe în acea sală din Cahul. De aici a urmărit concertul lui Fuego. În dreapta sa stătea Grigore Vieru. Ne-am așezat pe locurile pe care, din păcate, nu e locul meu, este ocupat astăzi. Atunci era deci o iarnă cam geroasă și una peste alta s-a oprit și gazul metan. Am stat în cojace, îmbrăcați, și la un moment dat poetul Grigore Vieru deci scria pe o foaie de hârtie, așa, nu din cele alese, chiar așa de curate, dar scria, scrie niște versuri. Vieru scria ultimele sale rânduri, un colind. L-a anunțat pe Fuego că are o surpriză pentru cahuleni și a urcat pe scenă. Am urmărit pas cu pas, am urmărit cum a urcat pe scenă, simplu, modest, cu minte. Era plin de emoție, plin de căldură sufletească, de dragoste deosebită pentru privitori, pentru cei care au venit la această întâlnire de suflet. Se citea pe chipul lui o liniște totală, dar emoțiile erau în interior, era profund interiorizat. Nu știu de ce mi s-a părut obosit, parcă. Obosit, dar oboseala aceasta era o oboseală probabil plăcută, fiindcă orice întâlnire cu oamenii dragi lasă și o amprentă a emoției de responsabilitate, probabil. A dat dovadă de o simplitate deosebită, așa cum spunea și dânsul, sunt iarbă, mai simplu nu pot să fiu. Melodia colindului însă l-a scăpat. Cum e melodia colindului? Aveți dumneavoastră în cap melodia? Mai știu melodia. E că vedem noi. Deci, tu mai cânti așa ceva? Eu mă cupăr că am concertul până. Melodia o cunoșteau, dar la un moment o uitase pe scenă când erau. Și a încercat să glumească unul cu altul, să-și amintească și au simțit că nu își amintesc melodia, au ieșit după culise, au făcut ce au făcut și au amintit-o și au intrat în scenă voioși, plini de voie bună. Colindă, pe Hristos să laudă, să ne audă sus din cer. Colindă, colindul trei,
început, Grigore Vieru, vreau să vă zic că a fost trist. A fost oarecum, parcă totalmente epuizat. Dar când s-a urcat în scenă, așa licăr, așa frumoasă privire, n-am văzut cum a, la dumnealui, cum a avut-o în seara aceea. Noi am trăit în seara aceea o adevărată emoție. E adevărat că am și plâns, pentru că poezia pe care a recitat-o, cânticul pe care l-a interpretat, Fuego, sunt mai mult decât zguduitoare. La Cahul despre Grigore Vieru se vorbește printre lacrimi. Adunați în biblioteca care poartă numele poetului, foștii spectatori povestesc succesorilor despre acele clipe petrecute alături de poet. Deasupra cărții sale. Asta s-a întâmplat. Numai geniile pot să simtă lucruri acestea. După concert, gazdele de la Cahul au organizat o recepție pentru înalții oaspeți. A fost o seară de neuitat. O seară în care poetul și-a amintit de mama. Poetul Grigore Vieru spune, zice, uite, Viorel, văd niște pâniți aici de care făcea mama la țară când eram copii. Te rog să mergi la bucătărie să iei vreo două, trei felii ca să-i duc și nevestime, e vorba de doamna Raisa. Mi-am luat două pâini, ne-am stat cam până în jur de 11, afară era ceață, destul de deasă, și am făcut poze. Poetul Grigore Vieru parcă n-ar fi vrut să plece. Tot, știu, întindeam vorbe, ne tot îmbrățișam. Drumul spre Chișinău părea mai lung ca altă dată. Era miez de noapte și ceața devenea tot mai densă. L-am așteptat până la 10, până la 11, m-am culcat la orele 12 și mi-am zis în sine, zic, ei, uite că s-au găsit prieteni care l-au convins. Și m-am culcat liniștită, că l-au convins să rămână să doarmă acolo. Uite, cu gândul ăsta eu m-am culcat. Nu, n-am presimțit atunci nimica. Și când cola la orele 9, mă sună pe mine de la urgență. Domnul Vieru e la urgență în comă. Eu parcă eram nebună. Știți, ca o, a fost ca o bombă atomică căzută în sufletul meu. Automobilul în care se afla poetul Grigore Vieru se izbise violent de suportul unui panou de publicitate, instalat chiar în mijlocul șoselei, lângă localitatea Dânceni, în apropiere de Chișinău. Pe torpedă și a rămas basca lui, dar în spate, pe scaun, era un colac frumos, cu un prosop, tare tot, împletit frumos. Colacul nu era clintit de acolo, el a stat. Putea și el să se tăvălească, să se stogălească și să cadă jos, nu? Poetul a suferit o comoție cerebrală. Avea mai multe răni la cap și traumatisme interne la nivelul abdomenului și toracelui. Inima îi era slăbită după cele două atacuri de cord suportate anterior. Nu putea respira decât cu ajutorul aparatelor. La insistențele soției, un sobor de preoți este lăsat să treacă în salonul din secția de reanimare a spitalului de urgență ca să oficieze taina Sfântului Maslu. Dacă până la Sfântul Maslu dânsul stătea în lemniță, zicem așa, iată în timpul tainii Sfântului Maslu,
a început să miște din sprâncene, din buze, din mâini, că se mirau și medicii și doamna Raisa, care era în preajma noastră alături de slujitori. Iar mai ales la ceasul când am ajuns și am pus Sfânta Evanghelie pe capul dânsului și săvârșeam o rugăciune deosebită, Tu, Doamne, Tu, Țăitorule, pe Cel ce este în chinuri și în durere, primește-L în corturile Tale, cerești, unde și inimile noastre se zbăteau și eram prinși cu ochii în lacrimi, la momentul când țineam Evanghelia, s-a prelins o lacrimă din ochiul dânsului în mâna mea. Doamna Raisa Vieru a zis, Părinte, Grig ne auzea pe noi. Inima poetului a încetat să bată pe 18 ianuarie 2009, peste două zile de la producerea accidentului. Grigore Vieru avea 73 de ani. A trecut poetul prin mai multe accidente de circulație. Penultimul i s-a întâmplat în Chișinău, la vârsta de 70 de ani. Într-o dimineață de vreme, când pornise împreună cu Claudia Balaban la deschiderea unui salon de carte la Iași. Nici astăzi nu pot să-mi dau seama cum o mașină se depășească pe dreapta, ca la un moment dat să ne facă o lovitură atât de mare, ca de pe carusabil să mă rucat pe trotuar. Norocul nostru a fost numai că nu ne-am izbit de un copac și că era foarte dimineață și erau foarte puține mașini încă pe stradă. Pur și simplu noi am ieșit speriați din mașină, ne-am uitat, am ieșit și am văzut și mașina, și mașina care ne-a lovit s-a oprit. Imediat în jurul nostru au apărut foarte mulți militari, fiindcă mașina era militară. Poetul foarte liniștit i-a întrebat, dar cum s-a putut să se întâmple așa ceva? Militarii au dat vina că șoferul era tânăr și iată de asta s-a întâmplat acest lucru. Era un șofer fără practică. Putea să se întâmple atunci nevrocirea famale. Nu s-a oprit din drumul lor. Au ajuns la salonul de la Iași cu un alt automobil. Grigore Vieru foarte mult călătorea. Foarte mult călătoria. El călătoriilor era întotdeauna între Chișinău și București, între Chișinău și Vaslui, Chișinău și Iași, Chișinău și celelalte orașe ale României, fiindcă el era la fel de iubit. Îndrăgit și apreciat de cititorii săi, dar totuși trist în ultimii ani, poetul era tot mai mult apăsat de răuvoitori. Iată un răvaș de-al său. Dușmanii mei s-au născut odată cu apariția primei mele cărți pentru copii Alarma și a primei cărți de versuri lirice Numele Tău și a primelor cântece. Au tot așteptat și așteaptă să mor. Nu am murit, deși în cele din urmă mi-a plesnit inima. Au murit ei, unii la propriu, alții la figurat. Dumnezeu să ierte! Cele două pâini, care i-au amintit lui Grigore Vieru de pâinea pe care i-o cocea mama, sunt păstrate de soția poetului precum o prescură. Erau două pâinițe, dar s-au fermat. Eu le țin ca amintire, știți? Una era întreagă, că două a luat, dar alta s-a fermat în accident. N-au ajuns florile, cred că s-au fermat, nu erau nimic de ele, nu. N-au ajuns florile, nu. Florile n-au ajuns. Timp de 40 de zile, Raisa Vieru susține că l-a simțit alături pe poet. Ba mai mult chiar, soția lui Grigore Vieru afirmă că poetul i-a transmis câteva mesaje post-mortem. Pe data de 5 spre 6 februarie, m-am trezit brusc noapte, la orele 4 dimineață, m-am trezit brusc din somn și când m-am trezit, mi se învârtea un distih și buimăcită din somn nu înțelegeam de unde, că n-am scris eu poezie în viața mea,
buimăcit așa, nu înțelegeam, zic, eu n-am scris niciodată, ce-i cu asta? Și pe urmă recunosc stilul poetului, stilul lui Grigore, îl recunosc. Și se spune, pe boltă stele cât zile, hei, ce faceți fără mine? Mă întreabă. Și eu când mi-am dat seama, vin repede din dormitor, mă așez la masa asta și scriu, că zic, am să uit. Și m-am culcat și mă gândeam, zic, uite, ne-a spus că el e plecat, el știe că e plecat și ne întreabă ce facem fără el. Și în timpul ăsta vine al doilea distih. Caut casa cea frumoasă, greu de nimerit acasă. Și l-am scris pe altul, vine altul, peste 5 minute vineau toate, au venit toate. La fiecare 5 minute vine alt distih. Al treilea a fost, nu mai știu ce e cu mine, vreau la tine. L-am scris pe acesta și penultimul. Zile scurte, astăzi n-am avut mai multe. Și atunci am înțeles că e ultimul. L-am scris și de-am liniștită, zic că m-am culcat din nou. Zic că mai mult nu o să-mi transmită nimic. Și vine altul, peste 5 minute vine. Muzica populară e valoare, e valoare. Și eu am rămas atât de mirată, zic, ce e asta, zic? N-are nimic comun cu mesajele care mi le-a spus despre el. Mi-a spus că de acum e plecat în lumea celor veșnici și zic, ce are una cu alta? Ca a doua zi mă sună Nina Bolboceanu și îmi zice, Raisa, eu vin la tine să filmez și să-mi spui ce credea Vieru despre folclor. Când a pus receptorul, imediat mi-am dat seama. Zic, iată mesajul lui. Avea poetul o tradiție. Întotdeauna când pornea la drum, își lua cu el Biblia și o carte de-a lui Eminescu. Așa se face că și în ultimele versuri scrise la Cahul, Grigore Vieru colindă pe Hristos și pe Eminescu, două lumi care i-au fost dragi mereu.